Palle e ori. Ne avete binarata. Fi decorate cu ciocolată sau lăsate simple, pudrate cu puțin zahăr. Ne uitați în interior. Sunt delicioase, delicioase. Cursecuri umplute și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. O să avem nevoie de 4 ouă. O să avem nevoie de 200 de grame de unt. Praf de sare. Coajă de lămâie sau esență de vanilie. 20 de grame de amidon. 220 de grame de zahăr. Și 350 de grame de făină. Și o să începem cu zahărul și cu amidonul. Și o să punem zahărul cu amidonul aici în să-l mixăm. Coaja noastră de lămâie, după cum vedeți, eu burgănelul l-am terminat și o să punem din nou coaja de lămâie biologică cu zahăr pus în burgănel și seminține și când aveți nevoie, luați, o țineți la frigider și o să punem coaja noastră, așa. O să adăugăm și 4 ouă. Amestecăm. Amestecăm bine totul. Acum o să adăugăm și untul. 200 de grame de unt la temperatura camerei. Așa. Amestecăm bine.
să adăugăm și făină. O să adăugăm puțin câte puțin. Înainte de a începe prepararea la fursecuri, am deschis cuptorul la 180 de grade. Ca să se încălzească. E aproape gata. Compoziția este moale. Puteți pune și cu un poș sau cu lingura. Așa. Iată, compoziția este gata. Vedeți? Este destul de moale. Punem într-un poș și punem cu poșul sau dacă nu putem pune și cu lingura. Aici am o tavă. Am o tavă și să luăm cu lingurița și să punem din loc în loc. Până terminăm toată compoziția. Așa. Încercăm să le punem cât de cât egale. Aici, într-un păhăruț, am puțină apă și am să umezesc degetul și o să apăsăm așa, să le dăm o formă. Apoi o să le umplem cu cremă și
Acum le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 10 minute. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia! Așa. E un forfecuț. Așa, am tăiat, am pus toată compoziția pentru fursecuri. Am pus-o într-un poș. Acestea le-am făcut cu lingura, cu lingurița am pus. Și să vă arăt cum se fac și puse într-un poș. Și o să le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 10 minute, 10-12. Aici am puțină apă și cu degețelul o să apăsăm așa puțin peste. Așa. Le puteți face și mai mici și mai mari, depinde. Mărimea o decideți voi. Așa. Înainte de a prepara aluatul, compoziția, deschideți cuptorul și îl lăsați să se încălzească la 180 de grade. Și fursecurile vor sta în cuptor circa 10 minute. Așa. Acum o să dăm la cuptor 10 minute și între timp o să facem crema. Ne uităm la ceas și în 10 minute. Și pentru cremă o să avem nevoie de... Pentru cremă o să avem nevoie de 300 de alune. O să mai avem nevoie de
200 de grame de ciocolată, 20 de grame de unt, 400 de grame de lapte condensat. Ia să-l desfacem. Este făcut de mine. Eu îl țin la frigider. Așa. Și într-o oliță o să punem toate ingredientele. O să punem alunele. Puteți pune și nuci. Punem alunele, punem și untul, punem laptele condensat. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube. Este la fel ca cel cumpărat, nu este diferență, este foarte, foarte bun. Punem și ciocolata. Așa, amestecăm mai întâi puțin și o să punem pe foc. O să o pun întreagă, că se topește. Așa. Acum am să dau pe foc, la foc potrivit. Și cât stau la cuptor, se face și crema. Aici avem prima tură de baleuri, de fursecuri, ia uitați cum au venit. Deci în momentul când încep să se marunească pe margine, le scoateți că sunt gata. Așa arată. Aici am puțin cremă cu caise și am să le umplu pe acestea și celelalte care le facem o să le umplim cu alune și cu ciocolată. Și am să pun puțină. Acestea sunt făcute cu lingurița, am dat formă. Dar foarte bine se dă și cu coșul, mult mai bine. Așa. Umplutura o puneți cât doriți, cât vă place. Ia uitați. Și dacă dorim, le putem da un spriț așa deasupra cu ciocolată. Între timp, crema de alune se face, este pe foc. Să fim atenți la cuptor, ca să le scoatem pe cele pe care le-am băgat înainte. Așa. Între timp, o să ne facem coșulețul într-un triunghi de hârtie de copt. Capetele astea lungi o să le aducem la acest colț. Ia uitați, unul aici. Vedeți? Și celălalt întoarcem și îl aducem aici sus. Se vede? Așa. Ia să vedem și ciocolata dacă este gata. Aproape un minut și amestecăm să se topească toată. Așa. Să vă arăt și crema că a început să fiarbă. That's cool.
cum arată. Ia uitați. A început să se topească și untul și ciocolata. Și o lăsăm să fiarbă până se îngroașă puțin. Așa, o punem din nou pe foc. Avem grijă și la cuptor, să vedem dacă s-au copt. Încă puțin. Așa, și între timp să topim bine ciocolata. Să nu fie prea mare. Așa. Și acum ciocolata am topit-o. Și o să o punem aici în poșul nostru. Am făcut cam mare. Așa. Am să tai vârful puțin, puțin, puțin. Cum a ieșit. Aleuri, fursecuri. Cum am spus, o să luăm puțin din compoziție și o să punem așa aici. Și dacă se întărește, atunci este gata. Dacă nu, o mai lăsăm pe foc. Am să o las aici deoparte. Mai verificăm la cuptor să vedem dacă sunt gata. Ia uitați paleurile. Acestea le-am umplut cu cremă de găise. Ia uitați-le. Încă mai fierbe. Crema cu alune, ciocolată, lapte condensat și unt. Atât am pus în ea. Deci am pus 400 de grame de lapte condensat, 300 de ciocolată, 50% cacao, 20 de grame de unt și 300 de grame de alune, alune prăjite măcinate. Puteți pune și alune sărate, măcinate sau dulci, depinde cum vă place la gustul. Puteți să încercați și cu acele sărate să vedeți ce bune sunt. Numai să nu fie prea sărate. Așa, aceasta este crema, o lăsăm să se răcească. Între timp o să facem paleurile. Ia uitați cum s-a îngroșat. Ia uitați-le. E fierbinte. E fierbinte. E fierbinte. Să pun
punem aici, așa. Punem tava aici. În momentul când sunt maronii pe margine, sunt gata. Ele sunt moi. Sunt moi, moi, moi. Acum o să le punem pe o farfurie. O să le punem pe o farfurie. O să vedem dacă ce se s-au lipit. Opa. Și o să punem altele în cuptor. Așa. Ia uitați cum arată. Acestea le-am făcut mai mari, le-am pus cu poșul, acestea le-am făcut cu lingura. Acum depinde cât de mari le doriți. Le doriți mai mici, puneți mai puțină compoziție. Așa. Acum o să umplem... o să punem din nou și o să dăm la cuptor. Acum să pun puțin mai puțină compoziție. Așa. Oh, se lipește. Așa. Și cu degetul, cu puțină apă, aici am puțină apă, o să le întindem puțin. Ia uitați așa. O să le facem, că ele oricum se mai întind. Așa. Acum să le dau la cuptor, la 180 de grade, circa 10 minute. Vedeți cum s-a întărit crema? Așa, o să mai pun puțină ca să se întărească aici. Să se răcească, să vă arăt cum le umplem. Se răcească mai repede. Lăsăm puțin să se răcească. Să mai umplem una, încă sunt... Colata mai este caldă, mai este moale încă. Ia uitați. Bine. Așa.
un cioccolato adesso. Alle ore. Andiamo a darci una rata. Outfit decorate con cioccolato, sono state simili. Potrate un po' zinzacare.